Dimineața, Anda. Căutăm cazare în Canada, unde vom merge peste vreo săptămână. Iar Tudor pregătește micul dejun, o omletă sănătoasă, cu avocado, bogoșari, măsline. Am încercat și niște coconut milk de aici, dar nu e fantastic. Și rezultatul muncii mele. Pare incredibil cum stau ei liniștiți așa frumos pe stradă, mănâncă. Am dat caut o spălătorie. Iată la spălătorie, am întâlnit unul în cei 500 de români din Mexico City. Din 20 de milioane de locuitori. Hola! Iarăși luăm un suc verde din niște legume, de nici nu știu cum se numesc sau ce sunt. Ce era acolo? Cactus. Și niște frunze, să fie culoarea cât mai bună. O nebunie! Motocicleta asta mi-a amintit de călătoria noastră cu Royal Enfield din India în martie. Iarăși aveam o mașină neagră, de data asta un Nissan Sentra. Sucul a fost absolut delicios și foarte sănătos. Foarte sănătoasă viața în Mexic, nu? Da. Mergem la Muzeul Național de Antropologie. Nu am văzut niciun stăt din muzeu încă și absolut covârșitor. E uriaș, foarte multe de văzut. Vizita la muzeu te poate obosi foarte tare, nu? Să stau? Extraordinar de tare.